Sunt Ana Maria Ticea, astrolog, și vă prezint horoscopul 21-27 martie. În această săptămână avem foarte multe aspecte în care este implicată planeta Mercur, planeta comunicării. Pe 21 martie, Mercur conjuncție Jupiter, ceea ce înseamnă idei foarte bune și ingenioase. Pe 23 martie, Mercur va face un aspect de conjuncție cu planeta Neptun, ceea ce ne îndeamnă pe fiecare să fim mai atenți la deciziile luate. Pentru berbec, în această săptămână, având în vedere că pe 20 martie găzduim echinocțiul de primăvară, este o săptămână foarte bine aspectată, cu foarte multă energie. Berbecii își vor recăpăta vitalitatea, se vor gândi la idei bune, ingenioase și vor căuta să își departajeze problemele existente, atât cu colegii cât și cu partenerii posibili. Pentru Taur este o săptămână foarte încărcată, care aduce foarte multe rezolvări de situații în plan profesional, dar și al sănătății. Pentru ei urmează o schimbare la locul de muncă, foarte mulți vor căuta soluții noi, iar pentru alții nativi se poate pune problema relocării. Pentru Gemeni este o săptămână activă la locul de muncă, cu foarte multe demersuri în carieră. De asemenea, ei vor fi foarte bine aspectați pentru a-și schimba statutul social pentru cei care își doresc acest lucru, iar alții își vor căpăta și își vor recalcula bugetul. Pentru nativii RAC, săptămâna este una activă, cu foarte multe demersuri profesionale, cu foarte multe dorințe legate de progresul lor. Ei se vor gândi la foarte multe lucruri legate de călătorii, de acte, demersuri ce țin de contracte, iar foarte mulți raci vor căuta anumite situații legate de călătorii în străinătate. Pentru nativii leu este un bilanț al cheltuielilor împreună cu partenerul. De asemenea, aș recomanda acestor nativi să evite cheltuielile, să poată să fie mai atenți la investiții și să poată să caute acele soluții foarte bune pentru ei, pentru a le aduce puterea și prestigiul. Pentru Fecioară este o săptămână sub aspect partenerial foarte încărcată, vor lua decizii alături de cei cu care sunt implicați acești nativi în afaceri, în demersurile profesionale, dar și parteneriale. Pentru nativii Balanță sunt foarte multe solicitări alături de parteneri la locul de muncă, ei își vor seta noi obiective, vor căuta noi idei pentru a face față cu brio sarcinilor de lucru, iar în relații vor fi foarte evazivi, pot apărea pentru unii relații noi. Pentru Scorpion sunt foarte multe demersuri legate de casă, de cămin, vor căuta soluții ingenioase pentru a face pace cu trecutul pentru cei care au anumite situații litigioase ce trebuie închise, iar alții vor căuta să se focuseze pe noi strategii care să le asigure liniștea sufletească. Pentru săgetători este o săptămână activă în domeniul casei și căminului, foarte mulți săgetători se pot îndrăgosti. Este un nou trend pentru ei, pentru a seta noi intenții, pentru a căuta să poată să înțeleagă mult mai bine ce își doresc pe viitor. Pentru Capricorn sunt foarte multe soluții legate de locul de muncă, poate unii își vor seta noi intenții privind aceste schimbări, alții vor căuta să facă tot felul de strategii legate de membrii familiei, foarte mulți se vor liniști după o perioadă foarte zbuciumată. Pentru vărsători sunt soluții noi, sunt foarte multe idei creative, ei vor călători, vor face pact cu cei dragi, vor căuta să poată să îmbină utilul cu plăcutul, iar foarte mulți se vor reinventa. Pentru pești crește bugetul, așadar sunt foarte mulți bani în portofele, îi rog pe acești nativi să poată să solicite o mărire de salariu și să poată să gândească că ceea ce fac ei cu mâna lor este cel mai bine făcut. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit, vă invit să vă abonați și la canalul WOW News și vă doresc o săptămână cât mai plăcută!